dincolo la Dinamo. Până la această partidă, Sorescu era jucătorul cu cele mai multe minute jucate. Nistor! Ce șut prinde capitanul lui Dinamo și va fi corner. Balon respins de Freisel. Iată-l aici pe Filip, cât de repede a executat defensiva botoșanului, surprinsă, și Martin Freisel atinge ușor balonul, îl deviază în afara terenului de joc. Lovitură de la colțul terenului pentru Dinamo, același Nistor va executa. Nistor are două goluri marcate în acest campionat. Genaltă și pară! Să vedem continuarea, gol! Montini, 1-0, minutul 24. Dacă nu Montini, atunci cine să marcheze pentru Dinamo? 1-0, italianul își face din nou treaba și ajunge la 7 reușite în acest sezon de Liga 1. Înaintea execuției lui Montini a fost însă o minge trimisă în bara transversală și cred că Papazoglu a fost cel care a fost prima oară aproape de gol. Montini însă se lipește la gol, ceva de speriat. 1-0 așadar, Dinamo sparge gheața. Corner bătut de Nistor. Iată-l pe Papazoglu, într-adevăr, din transversală. Mingea ajunge la Mattia Montini și acesta nu-l iartă pe Martin Freisel. Are un instinct de killer extraordinar, extrem de dezvoltat Mattia Montini în fața porții adverse. Și italianul, vă spuneam, punctează pentru a 7-a oară în Liga 1.